ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal din 13 iulie, consilierii municipali vor stabili prețul pe metrul cub de pornire la licitațiile pentru vânzarea lemnului tăiat accidental din pădurea Crâng. Aici vreau să fac o scurtă precizare. Ne referim în principal la acel ulm uscat din Parcul Crâng. Știți bine, Primăria Municipiului Buzău a semnat un contract de administrare pentru cele 174 de hectare ale pădurii Crâng cu Ocolul Silvic Buzău. Specialiștii au făcut actele de punere în valoare. În acest sens e vorba de acele marcări ale copacilor uscați, iar fiind acum în proprietatea publică pădurea Crâng, e nevoie de aprobarea Consiliului Local pentru deschiderea acestor partizi pentru eliminarea ulmului uscat din pădurea Crâng. Într-o primă etapă vor fi eliminați ulmii uscați din dreapta și din stânga aleii principale, aproximativ 600 de metri cubi. Apoi se va continua curățarea și din celelalte zone ale pădurii. Prețul minim de pornire este de 150 de lei pe metru cub pe picior, în sensul că respectând reglementările silvice, noi ne dorim ca firmele de exploatare să vină să extragă lemnul din pădurea Crâng, lemnul uscat, încă o dată mă repet, iar bineînțeles, toată această procedură de licitație publică va fi organizată de către Direcția Silvică, pentru că în conformitate cu contractul de administrare le-am conferit lor toate aceste competențe, pentru că sunt specialiști care se ocupă cu astfel de proceduri. Vreau să mai fac o precizare, nu se taie absolut nimic din Crâng decât ulmul uscat, știți bine, cel afectat de acea ciupercă ce distruge întreaga specie ulm în pădurea Crâng. Marcarea copacilor bolnavi care urmează să fie extrași din pădurea Crâng a început din primăvara trecută și va continua până când vor fi însemnați toți. Primăria va continua să regenereze Crângul prin plantarea de puiesc care să completeze zonele din care au fost extrași ulmii uscați.